Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 20 de minute. Hai că începe emisiunea. Bună dimineața. Cu veselie, cum... Dificil începutul, Luca. Da. Ai gata, ai înghițit? Da. Nu, dar aș vrea să povestim asta. Hai, am trecut să iau niște merdenele, niște dobrogene de astea cu brânză sărată. Niște dobrogene ghere. Da, și în principiu astea sunt foarte, foarte, foarte bune dacă sunt calde, da, fierbinți, așa cum le-am și adus. Vlad și-a uitat telefonul și a zis că mă duc după el, vreau să fac un story. Da, și nu faci un story pe știri, are 1000 de... Da, 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 mă rog, reguli. Da. Calibri 12. Știrile și... sunt tot respectul pentru știri, la știri se dau știri, nu, exact, se mănâncă. Exact, de acest nu mănânce. Așa că imaginați-vă că am stat pe toată perioada jurnalului de dimineață cu merdenelele aici pe în mijlocul studioului. Mirosind. Mirosind. Între timp, n-am observat lucrul ăsta. A venit Vlad și s-a apucat să facă story. O să-l vedeți imediat pe Instagram și pe Facebook. Pe toate rețelele din țară. Pe toate rețelele practic, din țară. Peste tot. Chiar și pe Twitter o să dăm. Și a scos Luca, să, am zis că facem unboxing la ce am luat. Și a scos Luca jumătate de dobrogeană. Era roasă. Când ai mâncat, că nu ne-am prins. Ai fost tu plecat, am... Dar nici Zaf n-a văzut, nici Adin. Păi nu că eu eram... Asta e talentul meu. Eram prins cu Julie să fiu atent să una alta, știi? Ca un șoaric. Bă, azi venisem cu mâncarea mea de regim. Aveam omletă. Fă-ne poftă. Da, ia. Trebuie să o bag la frigider. Niște morcovi, bulgur aveai? Nu, astăzi nu. Azi aveam... Nu, ceva de-astea... Nu am ceva caloric dimineață, pentru că în restul zilei e... Caviar de linte aveai. Penurie. Caviar de linte. Luca mănâncă de regim de la o companie onorabilă. Da. Care îți dă mâncare de regim. Da. Mâncarea de regim e visul nostru. E sănătoasă. Bine. Da, e sănătoasă, e nebunia de pe lume, sunt caloriile calculate. Da, ai văzut că el e foarte selectiv. Da, și când vine mâncarea în cutiile alea de plastic rece, așa, mamă, îți face o poftă. Știi cum te uiți la ea și zici, mamă, ce aș mânca, ce ai acolo? Lasă, nici nu mai spune. Se poate încălzi. Și el are tot soiul de suplimente. Da. Ai văzut? Când nu e foarte hotărât dacă se mănânce sau să nu mănânce, deci... vine cu câte un batonaș. Care, eu, băi, dacă e maronio așa, e ciocolată, nu? Nu, frate, e un baton cu nu știu ce șmecherii. La e el, baton la proteic. Luca? Proteic, așa, da. Meniul de regim pentru Luca e pentru susținere psihologică. Deci el practic știe că are o rezervă întotdeauna de fugă, are un loc de fugă. În cazul în care, pac, se întâmplă ceva, se rupe ideea frontul, să nu... da, are o linie de retragere. Să nu mi-apară tentații. Da. Ideea, nu o folosește. Dar are rezerva, practic, linia de retragere acolo. Auzi, tu știi unde le ține? Are un sertar ceva? Că nu-mi dau seama. Acum două zile am trecut prin obor. Așa. Niște prieteni. Au acolo batoane calorice. Și am intrat ca să vedeți cum se întâmplă tragediile, apropo de slăbit și de lupta cu kilogramele. Eram cu doi prieteni și am trecut pe la Adi, pe la mici. Și zic, hai mă, n-avem cum, intrăm doi mici, mâncăm. Și a venit ploaia, țineți minte ce a plouat? Mama, ploaia, rău de tot, da. Ne-a prins ploaia în stator acolo. S-au mâncat în total, am mai venit un băiat, am fost patru. S-au mâncat vreo 50 de mici, în total. Eu nu știu câți am mâncat. Ai pierdut șirul. Da. Dar ai fost în medie. Că am stat mult. Aha. Și deci poveștile Luca... S-a mai băut și niște bere, a fost nenorocire. Când am ajuns acasă, îmi venea să mă... Poveștile lui Luca cu mâncarea sunt ca poveștile celor care intră în cârciumă și spun, hai mai luăm una mică. Da. Și nu da. Mai știu, adorm prin șanțuri, nu mai știu cât. Așa e la Luca. La Luca nu e cu băutură. El e cu mâncare. Hai luăm doi mici. E tragedie că am început și să bea. Hai mă, ce o să fie? Mai luăm patru mici, ce o să fie? Și peste... ore întregi, nu mai știm, nu mai putem să mergem, suntem plini, cădem. Știi că eu nu beam bere până acum câțiva ani. Da. Acum m-am mai învățat și bere la mici înainte. De asta ai uitat să nu mergi. Da, de asta trebuie și un meniu de regim ca să echilibrăm puțin treaba. Merdenele. Uh-huh. Uite, echilibrez cu merdenele azi. Mă, pâine nu mănânci, nu? Ocazional. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.